Hei, eu sunt Ia și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi am pregătit pentru voi un Q&A pentru că n-am mai făcut unul de anul trecut și am simțit nevoia să răspund la câteva întrebări pe lângă cele la care am răspuns pe Instagram. Am vrut niște întrebări interesante, adică nu când o să nasc, când mă căsătoresc, de cât timp e Bia în Germania, unde e Bia, ce face Betty, de ce nu iau pe Betty, chestii de genul. Așa că am selectat 20 de întrebări pe care le-am găsit și haideți să vedem cu ce m-ați impresionat. Dacă ar fi să scriu o carte despre tine, ce titlu i-ai da? Sincer, m-am gândit să fac asta. Evident, n-am scriu eu, da. Eu aș plăti și chestii de genul. Mi se pare un proces foarte lung. Mi se pare că ar trebui să dau la brainstorming o grămadă ca să mai bag chestii pe acolo și nu pot să zic că am atâtea amintiri sau atâtea chestii pe care aș putea să le zic sau să le scriu cât să fac o carte întreagă. Nu am avut atâtea reușite în viață încât să scriu o carte, dar mi-ar plăcea pe viitor să fac asta și e pe lista mea de to-do list, dar nu... Încă nu. Ce-ți place să faci în timpul liber? Sincer, în ultimul timp am tot timpul liber din lume. Dar mănânc, mă joc cu câinii pisicile, mă mai duc acasă la Betty, toată ziua și mă uit pe Netflix, mă joc o grămadă Wild Rift pe tabletă și pe telefon, mai filmez cu Alex. Apropo, acum i-am furat un pic setup-ul. Cam asta fac eu în timpul liber și asta îmi place să fac. Să stau chill cu mâncare și Netflix. Ador asta. Puteți să mă judecați, dar mie asta îmi place să fac. Când nu postez nicăieri, sunt în pat și mă uit pe Netflix. De ce nu te mai întâlnești cu 5 Gang-ul? Asta este o întrebare bună. Nu s-a destrămat 5 Gang-ul, dar problema este că de un an trăim o așa zisă pandemie și, după cum știți, nu avem voie să ne vedem cu prietenii noștri, cu familia, cu persoanele dragi. Așa că nu ne întâlnim. Acum cei care vor respectă, cine nu, nu. Acum că ne-am văzut în ultima lună odată pentru sărbătorirea unui membru, aia e altceva, ok? Ne-am văzut odată într-un an. Asta e. Eu oricum stau departe de ei, majoritatea stau în același cartier și pot să se vadă zilnic, eu nu pot, așa că, na, o să ne vedem când o să avem un proiect împreună. Altfel, nu riscăm. Care este cel mai mare regret al tău? Cel mai mare regret al meu este probabil faptul că mi-e milă. Zic asta cu durere în suflet, așa. Regret faptul că mi-e milă de oamenii cărora, nu știu, n-ar trebui să le dau atenție, efectiv. Am și câteva persoane dragi în viața mea cărora le dau chestii și, gen, sunt acolo pentru persoanele alea și în schimb, joacă pur și simplu un teatru ieftin. Nu vă gândiți la prietenii mei sau la mama sau la Alex sau chestii de genul, nu. Persoane dragi mie pe care nu le cunoașteți voi. Ideea este că regret faptul că mi-e milă de anumiți oameni. Nu intru mai tare în detalii, dar asta e probabil cel mai mare regret al meu. Mi-e milă. La ce vlogger te uitai când erai mică? Păi, sincer, nu. Eu n-am fost genul ăla de fată care să se uite la vloggeri. Sincer să vă zic, când l-am cunoscut pe Shelly, eu nu știam cu ce se ocupă. Eu ieșeam afară cu cel mai mare vlogger din România, dar eu nu știam chestia asta. Știam de Max, mă mai uitam la vlogurile lui, la videourile lui, pentru că na, era prietenul meu și m-a interesat să văd ce face, dar nu înțelegeam treaba cu vlogurile atât de tare. Pot să zic că mai mult mă uitam pe YouTube sau pe alte platforme la oameni care făceau cover-uri. Așa l-am descoperit și pe Justin, și pe Austin Mahone, și pe Ebony Day, Cristina Grimi, care săraca a fost împușcată la un concert. Da, am descoperit o grămadă de oameni care făceau cover-uri pe atunci și acum sunt cei mai mari artiști din lume. Nu mă uitam la vlogger când eram mică. Ai avut vreodată o poveste despre cum era să mori? Nu știu dacă am mai zis asta vreodată, dar am dat foc la casă. Eram singura acasă, eram mică, părinții mei nu știu unde s-au dus undeva la restaurant. Eu știam să-mi fac doar cartofi prăjiți. Am făcut totul ca la carte, după care m-am dus în cameră la mine să nu știu ce, am adormit cu ușile închise, cu aspiratorul în mijlocul casei, că voiam să fac și curățenie, nu știu de ce mă apucase, dar voiam să fac curățenie. Eu am ușile de termopan și am geam la ușă și văd absolut tot, dar faza este că de data asta vedeam doar gri prin geam, nu înțelegeam de ce, așa că m-am trezit și upsi, fum în toată casa, am sunat la 112, n-a venit nimeni să mă ajute, deci nimeni n-a venit să mă ajute, mi-au zis să mă calmez. Bine că-i zici unei fetițe care imediat moare intoxicată să se calmez. Am deschis toate ușile, toate geamurile, m-am împiedicat de aspiratorul ăla din mijlocul casei și atunci mi s-a luat un pic respirația, eram...
Deci eu zbieram și făceam urât de tot la 112, cu toată rușinea mea că am sunat, că mi-era super rușine să sun. Probabil creu că e o glumă sau ceva, nu știu, nu m-au băgat în seamă. A venit mama după aia. A, era la muncă mama. Tata probabil era în altă țară, nu știu. A venit mama de la muncă și deja ieșise destul de mult fum din casă, dar pereții erau negri. Eu arătam de parcă ieșisem dintr-o peșteră în care am stat 20 de ani, deci aveam numai negru pe față, peste tot. Eram fata peșterii, efectiv. Da, n-am pățit nimic, pur și simplu era să mor intoxicată. Dar hei, priviți partea bună. După toată faza asta, după ce că toți pereții din casă s-au făcut negri, a trebuit să revopsim tot apartamentul și atunci mi-am făcut camera mov. De când îmi doream să-mi camera mov? Am privit partea bună de la toată situația asta, nașpa. Cum a fost prima dată când ai făcut YouTube? Cum te simțeai în fața camerei? Pentru cei care știu, prima dată când am făcut YouTube a fost 2008. 2008 sau 2009, ceva de genul. Și pentru cei care ați văzut acele videouri, puteți să vedeți că nu am avut absolut nicio emoție, pentru că făceam ce îmi plăcea pe atunci. Îmi plăcea să cânt, îmi plăcea să dansez. Pur și simplu eram un copil care se distrează și se vedea chestia asta. N-aveam pic de rușine, nu mă gândeam că, bă, o să mă fac de râs, o să râdă lumea de mine. Nu, eu mă distram. Mi-a fost mai frică a doua oară când m-am apucat de YouTube, în 2017, cred, când am postat pe acest canal primul vlog. Deci atunci am luat cu tremur și cu emoții în fața camerei și am postat tot un cover și dacă vă uitați bine, vedeți că nu mai am aer, efectiv, cânt așa de parcă mă sufoc cu aerul meu propriu, gen atunci aveam cele mai mari emoții, plus că atunci când l-am postat, să nu mai zic ce criză de plâns am avut, că mi-era frică să nu-mi iau tot hate-ul din lume, dar mă rog. Ce părere ai de LGBTQ? Eu am zis asta de multe ori și nu am zis-o gen doar prietenilor, am zis-o și public. Eu sunt pro-LGBTQ plus și orice mai urmează, sunt pro-love, sunt pro-absolut orice. Dacă iubești pe cineva, iubești pe cineva, nu contează sexul, orientarea, absolut nimica. Nu alegem noi de cine să ne îndrăgostim, nu alegem noi cum să arate corpul nostru. Bine, asta dacă vreți să vă faceți operații, atunci da, atunci voi alegeți cum să arate corpul vostru. Dar nu noi alegem cum să ne naștem. Așa a fost să fie, dar eu sunt pro. Iubesc iubirea, toată lumea e liberă să iubească pe cine vrea. Ok, cum a fost să cânti prima piesă cu Five Gang alături de patru băieți? Păi, pentru cei care ne urmăresc de la început, știu că inițial ne-am format Five Gang-ul ca să fim cunoscuți ca un grup de prieteni care fac vloguri împreună și am făcut piesa aia doar la Caterinca. Acum că după aia au urmat să facem într-un studio real și să fim ajutați de mai mulți cântăreți, artiști la versuri, chestii, la beat, la... Da, să lucrăm mai profi, asta e altceva. Dar la început totul a fost la Caterinca. Tras piesa în dulapul lui Shelly și în dulapul lui Gami. Adică am tras piesa cu un microfon de gaming al lui Gami, cu o șoseată în loc de pop filter. Adică totul era la Caterinca. Sarmale? Ai finanțat un adăpost pentru animale? Pie, sper să-mi răspunzi. Mă, eu fac multe chestii, chiar dacă nu le spun, chiar dacă nu le afișez pe internet, eu fac chestii. Nu știu câți dintre voi știu, dar eu sunt obsedată de animale. Mă doare extrem de tare când văd că animalele sunt chinuite, n-au stăpâni sau chestii de genul. Este o fermă de animale aici în Domnești, sau pe lângă Domnești, unde ajung animalele străzii care sunt salvate și chiar dacă sunt bolnave sau nu sunt castrate, ele sunt îngrijite, primesc hrană, haine și de toate și stau acolo până când o mașină din Anglia vine și le ia și cât timp sunt în România. Este o pagină pe Facebook unde se postează poză cu fiecare și cu evoluția lui și bla bla bla. Așa îți găsesc stăpâni. În Anglia nu există câini maitanezi, nicăieri. Ba chiar se fură câinii de la alte curți pentru că vor câini și n-au de unde să ia și sunt foarte scumpi sau chestii de genul. Este un autobuz care vine în România lunar, un anumit număr de câini și îi duce acolo la stăpânul lui, mă rog, la următoarea familie. Eu am dus acolo împreună cu părinții lui Alex, am dus 3 câini, dintre care toți 3 au acum familii cu copii chiar și dorm în pat, sunt răsfățați, sunt super drăguți, mereu primesc poze cu ei și de curând li s-a stricat autobuzul cu care veneau, așa că au cerut donații. Eu am donat 500 de euro, nu m-am lăudat nicăieri cu chestia asta, pur și simplu am făcut-o pentru săracele animale, că nu mai aveau cum să ajungă la familiile lor.
așa că banii pe care i-am donat eu nu au fost folosiți pentru autocar, din câte am înțeles, au fost folosiți mai mult pentru sterilizarea animalelor de pe stradă, că e mai important să le sterilizezi prima dată, ca să nu se mai întâmple nebunii și să mai apară alții și alții și alții. La noi în față aici, în Domnești, de exemplu, apar o grămadă de câini, pentru că oamenii și-au făcut un obicei să lase câini aici în față, că știu că noi suntem mai cu inima așa la câini și la animale și luăm noi și avem grijă de ei. Au fost și alți 3 puiuri care au fost duși acolo și a fost prea târziu pentru că au murit. Erau mâncați de râie, au răcit, nu s-a mai putut face nimic. E foarte dureros pentru că te atașezi foarte repede de animale dacă ești iubitor de animale. Da, dacă vreți să urmăriți pagina de Facebook, nu este reclamă, să te liniștiți, dar o să vă arăt un screenshot aici pe ecran. Ai ascultat muzică K-pop? Ăsta e un subiect pe care chiar vreau să îl discut. Probabil asta am pus și în titlu. În primul rând, la această întrebare vreau să încep prin a-mi cere scuze, pentru că acum 2-3 ani, nu știu, pe la început când am pus primele clipuri pe YouTube, am reacționat la K-pop pentru prima dată în viața mea când am auzit de K-pop și chiar a fost prima mea reacție. Nu mi-am dat seama că ceea ce am zis poate să afecteze anumite persoane. Nu mi-am dat seama că aveau o comunitate atât de mare care m-ar putea ataca. Și nu zic asta doar pentru că mi-am primit mult hate din cauza asta, dar îmi asum faptul că am zis chestii care au fost răutăcioase. N-am vrut să fiu nici rasistă prin modul în care am zis că toți arată la fel sau dansează la fel sau asta e fată. Chiar nu asta a fost intenția mea. A fost prima mea reacție și efectiv nu înțelegeam ce se întâmplă. Dar vreau să vă zic că îmi mai cer încă o dată scuze. Chiar îmi pare rău pentru toți din comunitatea ARMY documentată. Sper să înțelegeți că n-am făcut-o cu rea intenție. Chiar nu știam ce înseamnă genul ăla muzical, nu știam despre ce este vorba, nu știam că este de fapt o artă, nu știam câtă muncă este acolo, absolut nimic, nu înțelegeam. Și pe lângă asta o să continui prin a vă spune că am început să mă uit la filme coreene și japoneze chiar. Am auzit că se numesc K-drame și mi-au plăcut extrem de mult, după care mi-au plăcut atât de mult încât am început să mă uit pe YouTube la BTS, să văd și eu ce fac, cât sunt chestii de genul, să știu și eu chestii. Și am văzut Carpool Karaoke cu BTS, după aia am văzut ceva interviuri și i-am văzut dansând, cântând live și de toate și da, sunt foarte talentați, sunt adorabili, chiar amuzanți. Am numai cuvinte de laudă și chiar îmi pare rău pentru ce am zis în trecut, că nu am vrut să rănesc pe nimeni, jur. Răspunsul la întrebarea, ai ascultat muzică K-pop, este nu, dar îmi place, nu ascult, dar îmi place. După ce vezi imaginea mai mare așa și îți dai seama că acolo e mai mult decât 7 băieți care sunt frumușei, pot să zic că au talent, au de toate, chiar nu mai judec K-pop-ul, sunt superbi. Există persoane din România pe care nu le suporți? Da. Există, chiar există persoane populare din România pe care nu le suport, pentru că trebuie să înțelegeți faptul că persoanele publice din România, adică persoanele populare din România, sunt ca și noi. Persoane care pot avea fițe, persoane care, nu știu, sunt mulți oameni în această industrie care se dau bine pe lângă alte persoane pentru a apărea bine pe tabloide sau pentru a le crește numărul de ce vor ei. Eu nu agrez aceste persoane, pur și simplu. Nu-mi plac acești oameni. Ai folosit vreodată cupa menstruală? Dacă da, ce părere ai despre ea? Nu am folosit-o niciodată pentru că mi se pare dubioasă, dar am prietene care au folosit-o. Vai, mă luați subit. Am prietene care au folosit-o și au fost plăcut impresionate. Acum, nu știu, eu n-am folosit-o și probabil nu o să o folosesc niciodată. Alegerea ta. Ce mașină ai? Am un Nissan Juke 2016, automată, neagră. Aș vrea să o duc la custom tuning, să-i fac ceva. Da, atât. Dacă ai lucrat la Instagram, cui ai dat bifă? Mie. Cui altcuiva. Îți place paleta lui James Charles? Sincer, am vreo 30 de palete. Majoritatea au culori repetitive și nu văd de ce mi-aș cumpăra și paleta lui James ca să mai am aceleași culori iar și iar și iar și iar. Nu știu dacă îmi place. Ce părere au avut părinții lui Alex despre tine? Ia zi, Alex. O părere foarte bună. Mulțumesc.
Te-ai gândit vreodată să ieși din zona ta de confort doar pentru a mulțumi oamenii? Da, de o grămadă de ori. Greșit că nu m-am mulțumit pe mine. Și astea au fost toate întrebările de azi. Vă mulțumesc tuturor că mi-ați pus întrebări și că nu mi-ați pus întrebările alea gen câți ani am, bla 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 bla. Eu am fost Dia, vă pup și vă iubi. Pa, pa! Dia, diamantele sunt peste tot. Au intrat cu foc și au intrat în joc. Nu te pui cu noi, de noi nu mai e loc. Dia și diamantele sus în top. Ieșe fighting gang și are părul roz. Ne face să zâmbim, nu e ca tine boss. Îi pasă de noi, ne susține zi de zi. Ce face Dia, nu e deloc easy. Dia, diamantele sunt peste tot. Au intrat cu foc și au intrat în joc. Nu te pui cu noi, de noi nu mai e loc. Dia și diamantele sus în top. Thank you.